specialiștii secției pneumologie și rolul lor în managementul pacienților pozitiv COVID. Am să vă rog să vă prezentați pentru cei care ne urmăresc acum. Sunt dr. Ioana Ștefănescu, șeful secției de pneumologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central. Nu știu dacă ați avut timp să urmăriți, am făcut o serie de materiale cu toți cei care la un moment dat intervin în managementul pacientului COVID pozitiv. Ne apropiem, am intrat în scenariul 4. În scenariul 4 deja intră și pneumologia. Spuneți-ne, vă rog, care va fi dimensiunea și implicarea secției dumneavoastră odată în ceea ce privește asistența medicală din Spitalul Militar Central, cât și cea de la rol 2, unde veți trimite niște oameni, atât medici, cât și asistenți. Implicarea noastră în acest moment, având în vedere că facem parte din zona roșie a spitalului, practic la noi se pot interna numai pacienți care sunt confirmați cu COVID-19. În rest, colegii mei prin liniile de gardă acordă asistență de pneumologie pacienților care se prezintă în UPU sau care sunt internați în celelalte secții ale spitalului. De asemenea, în schema de organizare a spitalului de rol 2, există câte un pneumolog în fiecare nucleu, adică în fiecare tură de rol 2. E o provocare deoarece personalul care merge la rol 2 pleacă din secție, după aceea are o perioadă de recuperare și un alt coleg îi ia locul. În felul acesta avem doi colegi lipsă, noi fiind în total 8 pneumologi. E o provocare să păstrăm gărzile, să acordăm asistență medicală celor care vor fi internați în secția noastră. Am vorbit cu epidemiologi, am vorbit cu infecționiști, am sărit un pic peste dumneavoastră vorbind cu ateiști. Am vrea să ne explicați un pic profilul pneumologic al pacientului pozitiv COVID. Care sunt mai predispuși pentru complicații pulmonare? Care sunt etapele de diagnostic și tratament la nivelul secției dumneavoastră și ulterior în secțiile de terapie intensivă? Pentru că știu că din totdeauna pneumologia a lucrat foarte bine cu partea de terapie intensivă la pacienții critici. Cum vedeți acum la rece, până să intrați în pâine, evoluția unui caz obișnuit care se poate transforma într-o clipă, dintr-un caz mediu, într-un caz grav? Dintre pacienții care au această afecțiune, cea mai frecventă, sau la pacienții care au această afecțiune, cea mai frecventă problemă este apariția pneumoniei. Este o boală nouă, deci de experiență nu putem vorbi, putem doar să spunem ce au pățit celelalte țări care au trecut prin epidemie înaintea noastră, că sunt foarte mulți pacienți chiar asimptomatici, cărora, făcându-se radiografie pulmonară, se vede o afectare pulmonară de tip pneumonie interstițială. O afectare care seamănă cu afectarea pulmonară dintr-o boală virală. Noi putem să tratăm pacienții care au insuficiență respiratorie, deoarece dispunem de oxigenoterapie. Avem multă experiență și cu ventilația non-invazivă, numai că la acești pacienți ventilația non-invazivă trebuie făcută cu prudență, deoarece este una din metodele foarte mari generatoare de aerosoli și cu risc foarte mare de contaminare pentru personalul care îngrijește. Noi avem și această facilitate și facilitatea de oxigenoterapie cu debit crescut, dar și acesta este generator de aerosoli. Mai dispunem de un laborator bun de bronhoscopie, numai că indicațiile bronhoscopiei în COVID-19 sunt destul de limitate, sunt legate de fapt și de drept de comorbiditățile pacienților sau cel mai mult de suprainfecția bacteriană pe care o dovedim sau o ajutăm să se vindece folosind bronhoscopia. Colaborarea cu terapia intensivă a noastră a fost întotdeauna foarte bună, deoarece noi practic recoltăm tot ce se întâmplă bacteriologic la nivelul terapiei.
Acum este o mică modificare datorită restrângerii indicației de broncoscopie, însă spitalul nostru are și alți pacienți, nu numai pacienți cu COVID, și aceia au suferit operații, au nevoie de broncoscopie în terapie intensivă. Un pacient în vârstă de 27 de ani poate ajunge să fie pe suport ventilator? Da. Și dacă da, în ce condiții credeți dumneavoastră că se poate ajunge acolo, din experiența voastră pe care o aveți? Experiența cu COVID nu avem. Nu. Și atunci acest lucru este excepțional pentru ceilalți pacienți ai noștri care ajung... Am avut și cazuri de gripă la tineri care au ajuns în terapie intensivă. Foarte rare, e adevărat, dar nu se poate spune că nu au fost. Da, poate, din păcate, și un pacient de 27 de ani să ajungă în terapie intensivă dacă dezvoltă o reacție inflamatorie foarte mare la nivelul plămânului, care să nu mai permită transferul oxigenului în sânge și să intre într-o suferință foarte mare de oxigen. Sunt șanse ca un pacient care să ajungă pe ventilator să depășească momentele critice și să-și revină? Da, sunt șanse. Sigur că sunt șanse. Dar bănesc că țin și de patologia asociată pe care pacientul le are sau nu. Da, sigur că un om tânăr are șanse mai multe, deoarece el este un pacient fără alte comorbidități. Chiar dacă fumează, nu a ajuns să aibă un istoric atât de important de fumat care să determine o boală cronică pulmonară. Și atunci, sigur, șansele tânărului sunt mai mari. Șansele unui pacient, cu cât e mai în vârstă, cu cât are mai multe afecțiuni, printre care o afecțiune neoplazică sau o afecțiune obstructivă pulmonară, în care există o afectare pulmonară inițială, sigur că ei au șanse să facă forme mai severe de boală. Asta referindu-ne doar la patologia pulmonară. Sigur că pacientul nu este doar pulmonar, el poate mai avea și un diabet, poate avea și insuficiență renală, poate să aibă și o grămadă de afecțiuni cardiace. Vreau să vă întreb, toată perioada aceasta de când ne pregătim pentru a intra în plin în scenariul 4, pentru că toată lumea știa că se va ajunge aici, au fost etape de pregătirea personalului, de pregătirea secției. Cum v-ați mobilizat oamenii? Cum i-ați determinat să nu vă părăsească, să nu facă pasul înapoi și să meargă înainte cu dumneavoastră? Recunosc că din personalul nostru nimeni nu s-a gândit să facă un pas înapoi. Într-adevăr, am făcut mai multe ședințe de echipare și dezechipare atât cu halatul chirurgical cât și cu combinezonul. Secția a fost pregătită prin creșterea numărului de posibilități de monitorizare, adică achiziționarea de noi de monitoare încât să aibă fiecare pat din secție un monitor. S-au comandat și trebuie să vină niște aparate de ventilație care se potrivesc secției noastre, care nu are priză de aer comprimat, are numai sursă de oxigen. Ventilatoarele acestea sunt ventilatoare în special non-invazive, dar ele sunt prevăzute pentru COVID-19 cu o cerință suplimentare de circuit dublu pentru a putea folosi măști fără pierderi sau corturile, helmeturile, care sunt acum folosite peste tot, deoarece produc mai puțin aerosol. Să zic, ne-am pregătit. Asta, pregătirea fizică. Cum simte Ioana Ștefănescu, omul din spatele halatului, presiunea care vine și tot vine și tot vine, presiunea care pleacă de la mesajele transmise prin mass media în care sunteți făcuți eroi în prima linie, luptați cu un inamic invizibil. Ioana Ștefănescu are o viață, are o familie, are părinți.
cum se pregătește Ivana Ștefănescu de momentele care urmează? Cum se pregătește fiecare, că practic nu te poți pregăti pentru asta. Cel mai bine este să te gândești la ce ai de făcut pur și simplu medical, că asta îți îndepărtează celelalte gânduri. Sigur că există presiune pentru că ți-e teamă că nu ai făcut suficient pentru colegii tăi ca să nu se infecteze, că nu le-ai spus că poate nu i-ai urmărit suficient sau poate că circuitele pe care le-ai imaginat pentru secția ta nu se vor dovedi suficiente pentru a preveni infectarea personalului. De asemenea, circuitele le încercăm să le îmbunătățim în fiecare zi. Fiecare care are o idee constructivă e binevenită. Familia, sigur, este grija mea cea mai mare. Recunosc că sunt liniștită că băiatul meu nu este acasă și lucrează și la domiciliu și nu prea are șanse de contaminare. De mama mi-e cel mai frică, pentru că este în vârstă și este foarte dependentă de prezența mea și nu mă pot separa de ea. Soțul meu este medic, se descurcă cât de cât bine în această situație, pentru că este altceva, fiind medic. Sunteți medic militar, cu școală militară. V-ați gândit vreo clipă, de când ați plecat pe drumul acestei cariere, că veți îmbrăca o haină a unei profesii și că veți fi chiar în primele linii de atac? Într-un fel, practic, activitatea mea din 1992, de când am intrat în rezidențiatul de pneumologie, s-a desfășurat într-o secție care are un risc de contaminare respiratorie, deoarece toată lumea are pacienți cu tuberculoză pulmonară, care este forma de tuberculoză care se poate contamina. Într-un fel, tot personalul este pregătit pentru o boală cu transmitere respiratorie. Sigur că tuberculoza nu este atât de contagioasă cum este COVID-ul. Este ceva nou pentru noi acum, dar faptul că am luat mereu precauții referitoare la contaminarea respiratorie ne-a ajutat și ne ajută să trecem un pic altfel peste acest lucru. Toată lumea preconizează un scenariu care se întindă pe o durată de 2, 3, 4, chiar 4 luni, cele mai pesimiste. Aveți personal sau credeți că veți reuși să depășiți această perioadă cu mâna asta de oameni inimoși care îi aveți la dispoziție sau credeți că veți ajunge și să prindeți în echipe tineri de rezidenți, studenți la Institutul Medico-Militar? Cum vă imaginați că va fi un moment de genul ăsta în care să intre și alți actori, nu echipa medicală, educată de dumneavoastră, instruită de dumneavoastră? Acest lucru este într-adevăr o mare provocare, pentru că eu îmi cunosc fiecare membru al echipei, indiferent de funcția pe care o deține, și știu foarte bine care sunt limitele atât profesionale cât și umane. Mi-e mai ușor să lucrez cu echipa mea pentru că știu cum să o motivez sau cum să o controlez sau este cu totul altceva. Dacă noi vom avea pacienți grav mulți, atunci sigur că nu voi putea face față doar cu echipa mea, având în vedere că o parte din colegi vor fi implicați și în rol 2. Și suntem destul de puțini, atât ca și număr de medici, cât și ca și personal auxiliar și asistenți medicali. Adică suntem la limită, ca să spunem, ca să putem să facem față. Am face față dacă nu s-ar îmbolnăvi niciunul dintre noi. E greu de crezut, e ideal, dar e foarte greu de crezut. Sigur că dacă pacienții vor fi mulți și gravi, vom avea nevoie de ajutorul colegilor din terapie intensivă și vom avea nevoie de mai mult personal auxiliar și mediu. Credeți că
această specialitate are nevoie de mai mulți specialiști scoși de către facultăți? Parcă pneumologia nu era o disciplină prea vândută, să zic așa. Erau foarte multe alte specialități care o luau înainte. Credeți că ăsta este un moment, o resetare a politicilor de personal pe viitor? Adică să-i dăm și cezarului, și al cezarului? Pneumologia, când am intrat eu în rezidențiat, toată lumea, și chiar și în spital, când suna la noi în secție, spunea fiziologia, veniți să luați ceva, fiziologia, eram numai fiziologi. Și acest lucru era la nivel național. Pneumologia, în schimb, a crescut din 92 până acum, a devenit o specialitate frumoasă, trebuie lumea doar să o cunoască, să înțeleagă că sunt foarte multe lucruri care se pot face acum, este bronhologia intervențională, este partea de ventilație non-invazivă, sunt lucruri foarte atrăgătoare, care te fac să-ți placă foarte mult să fii pneumolog. Mie, cel puțin acum, deși fac lucruri pe care nu le-am învățat niciodată, nici măcar în rezidențiat, nu vorbesc în facultate, mi se pare o specialitate foarte frumoasă. Și, într-adevăr, sunt foarte puțini bronhoscopiști la nivel național, sunt foarte puțini bronhoscopiști care pot să facă bronhologie intervențională, deci pneumologia e o specialitate de viitor. Sigur că pneumologia are și tuberculoză. Tuberculoza face parte din pneumologie, pentru că așa este pneumologia. Este o boală de plămân, tuberculoza, pe care trebuie să ne asumăm, să o tratăm, dar nu este singura boală, nu trebuie să separăm tuberculoza de pneumologie, trebuie doar să le tratăm împreună. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj colegilor dumneavoastră și celor care mă urmăresc acum, atât de la Ioana Ștefănescu, omul, cât și de la șeful secției pneumologie din Spitalul Militar. Da, bine, la nivelul secției, indiferent de micile disensiuni dintre noi, întotdeauna am fost o echipă. Practic, eu nu concep că medicina se poate face altfel decât în echipă. Noi avem relații bune cu toate secțiile din spital, în ambele sensuri, și acum, mai mult ca oricând, trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Și omul Ioana Ștefănescu, ce le-a spune altor oameni care o urmăresc? E greu să spun. Sper ca să trecem cu bine această perioadă, să învățăm foarte multe lucruri din ea. Sigur că ne va schimba viața, într-un fel ne va schimba și practica medicală, dar eu sunt convinsă că o vom trece mai cu bine, mai cu greu, dar o vom trece.